În fiecare an, în februarie, marcăm Ziua Europeană a numărului de urgență 112, număr unic pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, la care sună cei care au nevoie de ajutorul agențiilor specializate de intervenție, respectiv ambulanță, pompieri, SMURD, poliție și jandarmerie. În România, același număr este apelat și pentru Salvamont. De 20 de ani, 112 este numărul unic pentru urgențe din România, timp în care au fost preluate peste 300 de milioane de apeluri. Acum două decenii, 112 a înlocuit numerele 955, 961 și 981, la care puteau fi apelate în mod individual agențiile specializate de intervenție. Dacă în anul 2004 peste 90% dintre apeluri nu erau urgențe, astăzi procentul a scăzut sub 50%. Sistemul 112 a țintit permanent noile tehnologii, standarde și practici tehnico-operaționale care ajută la salvarea de vieți, inclusiv utilizând metode avansate de localizare și devenind astfel un model de bună practică pentru serviciile de urgență din alte state europene. În anul 2023, operatorii STS ai Serviciului de Urgență 112 au preluat peste 10 milioane de apeluri, din care 53,82% au reprezentat urgențe. Diferența de 46,18% au fost apeluri care nu au necesitat intervenția agențiilor. Cele mai multe dintre cazurile de urgență au fost transferate către ambulanță, urmată de apelurile spre poliție, ISU-SMURD sau jandarmerie. În cazul județului Caraș-Severin au fost înregistrate aproximativ 94.000 de apeluri la numărul de urgență 112, din care peste 53,75% au fost apeluri de urgență, restul de 46,25% au fost apeluri care s-au dovedit a nu fi urgențe. De 20 de ani, în România, 112 este utilizat pentru toate tipurile de urgențe. Fie că au nevoie de ambulanță, de poliție, pompieri, SMURD, jandarmerie sau salvamont în zonele montane, cei aflați în pericol pot solicita ajutorul la un singur număr, 112. Anul trecut, la 112, s-au primit peste 10,4 milioane de apeluri. Jumătate dintre acestea nu au fost urgențe. Orice apel la 112 care nu este o urgență reprezintă secunde prețioase care se pierd în defavoarea persoanelor care au cu adevărat nevoie de ajutor. În acest an, cu ocazia Zilei Europene a numărului de urgență 112, în semn de solidaritate, mai multe clădiri emblematice din București și din țară vor fi iluminate în culoarea roșie, care este culoarea serviciului de urgență 112. La 20 de ani de existență, le mulțumim operatorilor, dispecerilor și specialiștilor care au gestionat în tot acest timp peste 300 de milioane de apeluri primite la serviciul de urgență 112. 112, ce urgență aveți? De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. În situații de urgență, secundele contează. Și tu și eu putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente atunci când pericolul e iminent. Doar așa salvăm vieți și protejăm siguranța comunității noastre. Pot fi prietenii tăi, părinții, bunicii sau chiar cineva pentru care bucuria copilăriei poate fi zdruncinată într-o secundă de neatenție. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe pentru care să fie nevoie de ajutor, așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te. Sună responsabil la 112.